Bună ziua! Cred că mă vede cineva de dimineață, mă chinui să mai vadă mai mult, să vadă această postare, dar, din păcate, nu știu. Mulți îmi scriu un comentariu, că nu, nu se vede video. Eu sunt o pacientă testată pozitiv la COVID, datorită faptului că autoritățile din Deal de la Spital au ascuns faptul că erau medici infectați cu COVID fiind spitalizată pentru o intervenție chirurgicală m-am infectat în spital de COVID m-au am, am, externat acasă asta este greșeala și toată, cu toată responsabilitatea îi asum această vină doamnei șefi de spital care a comis eu sucut asta o crimă permițându-ne la toți, toți pacienții care am fost în contact cu medicii și am avut uh, posibilitatea ca să fim infectați, să părăsim spitalul și a creat acest focar care este la moment în Suroca. Eu am uh, mers acasă și mi-am pus în uh, pericol copiii, sănătatea copiilor, copiilor, copiilor și a soțului. Am infectat soțul și pe data de 25 după ce am fost externată, uh, am prezentat febră încă câteva zile, după ce febra a dispărut și m-am gândit că febra a fost de la operație. După ce mi-a dispărut gustul și miros și soțul lui a apărut și lui febră și am decis să anunțăm medicul de familie, iar medicul de familie ne-a chemat salvarea și am fost uh, internați la Spitalul de Boli Contagioase, unde ne s-a luat testul la COVID de data din 1 aprilie. Nu știu din ce cauză, dar se spune, doamna ministră spune și afirmă că acest test se efectuează în 12 ore. Doamna ministră, vreau să spun că nouă, ni s-a luat testul pe data de 1 și ne a venit probele pe data de 4 aprilie. Am stat 4 zile și am așteptat probele la test. Personalul medical a fost foarte receptiv, Îi mulțumim, le mulțumim din suflet. Condițiile de spital clar, clar că sunt de 2553 de lei, așa cum afirmă domnul președinte. Eu nu știu, lor nu le rușine să mintă lumea și cât așteaptă, cum lumea asta rabdă și nu, nu, nu se răscoală nimeni. Oameni buni, noi nu avem nici o, o, picătură de apă caldă să ne spălăm, suntem de șase zile cuși în spital, nu avem gram, ne-au ne transferat după ce ni s-au anunțat că testele sunt pozitive. Ne-au ne transferat la spitalul de boli infecțioase, tuberculoză, fostul spital vechi. Nu avem gram de apă, stăm aici într-o stare, nu știu cum să vă spun. Asta e zero, e nimic, se poate de răbdat și se poate de înțeles, dar după ce am fost transferați aici, s-a schimbat comportamentul personalului medical, nu știu. Doamna ministra a ieșit și astăzi și a afirmat cât pacienți sunt în stare gravă, cât sunt în stare satisfăcătoare. Doamna ministră, de unde știți dumneavoastră așa date, dacă pe noi nimeni nu ne întreabă nimic? Noi, după ce am început a administra pastilele pentru tratament, mie și încă la o colegă cu care stau în cameră, ne s-au făcut rău de la aceste pastile, noi invocăm aceste simptome la surorile medicale, le spunem că nouă ne este rău, în speranța că surorile medicale raportează aceste date la medic, că avem un medic care ne curează. Și să aflăm astăzi, deja cu o concluzie să avem, că pe noi nu ne curează niciun medic. Noi nu știm care e medicul responsabil pentru noi. Nu a venit nimeni să ne spună ce preparate medicamentoase noi primim. Ne s-au dat pastilele și doamna a spus, sora medicală, mi a spus că ea nu știe ce, 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 pastile și pentru ce, cum se cheamă aceste pastile. Și când noi aseară am întrebat-o, fiind un foarte rău, prezentând niște simptome de vomă și dureri în burtă, dacă nu este posibil ca aceste simptome să fie de la pastile, doamna a spus că nu. Astăzi iar am invocat doamna vecina mea, la orele două a avut niște dureri îngrozitoare, ne-am gândit că med surorile medicale o să raporteze aceasta la vreun medic, că o să ne sune cineva, că o să ne întrebe cum ne simțim, care e starea la moment. Nimeni nu sună, nimeni nu ne întreabă. Paradoxul cel mai mare că niște surorile medicale, aceste date care noi le spunem și invocăm ce se întâmplă cu noi, ei nu raportează nimănui. Fiindcă noi, după ce am administrat astăzi iar pastilele și ne-a fost iarăși foarte rău, am rugat sora medicală să întreprindă ceva, fiindcă nu este rău, și doamna s-a dus și nu a mai venit, am așteptat câteva ore. După ce am luat un număr de telefon care ne lăsas cineva din personalul medical și să ne-a spus că în caz de ceva pe cel număr putem să găsim medicul. Ieri, pe cel număr când am vorbit, am vorbit cu un medic, astăzi am vorbit cu alt medic. Și din păcate am înțeles că răspund medicii de la secția de primiri, medici care sunt la moment în, în, tură. Adică nu este un medic care pe noi ne monitorizează și ne curează știi care e situația cu noi. Că se rădă, sau rătăuțește sau se îmbunătățește situația noastră. Nimeni, nimeni nu sună și nu întreabă. Nu, noi nu vrem să vină. Măcar să ne întrebe cineva cum noi ne simțim din medici. Noi nu avem, noi nu știm cine ne curează pe noi. Nu este, nu există așa medic. Nu nimeni nu scrie datele și nimeni nu raportează nimănui cum noi ne simțim. Eu astăzi când am vorbit cu medicul și am spus că de aseară noi prezentăm aceste simptome, doamna a spus că da, de la aceste pastile și de ce sora medicală nu i-a spus? Și eu tot mă întreb de ce surorile medicale n-au spus că noi ne simțim rău după administrarea acestor pastile. Doamna mi-a transmis și transmit surorii medicale, că s-o pe ea și sora medicală, știți ce ne-a spus? Ne-a spus că ea nu știe cui să-i suni și să-i spui că nouă, nu i rău. Cine ne tratează pe noi? Spuneți-ne, vă rog. Ori ne-au adus aici și fac experimente, pe noi ne-au lăsat să vadă, o să rezistăm sau nu, câte zile. Eu nu înțeleg care e situația la noi în surocă. Aștept răspuns de la doamna ministră. De unde știi, doamna ministră, în ce stare eu mă aflu și ies cu nerușinare și declar în fața la toți că, cât sunt stare medii, cât sunt stare gravă. Doamna ministră, spuneți-i și lui medicul meu, vă rog frumos, în ce stare mă aflu eu, dacă dumneavoastră știți. Cât poate, noi înțelegem tot, înțelegem că lor al ei frică, noi nu vrem să vină să stei cu noi nimeni, dar vrem să știm că și noi avem, este o persoană responsabilă pentru noi, pentru situația noastră și de ce doamna șefă nu vine să se intereseze cum a, sunt eu acum stând aici cu soțul infectat, din cauza ei, din cauza că ea o, o, o lăsat să ajung la așa situații eu și familia mea și cum stau eu aici și cum mă gândesc eu la copiii mei care i-am lăsat acasă și unul din ei are astm bronș, și, și cum l-am lăsat eu și cum stau eu aici și mă gândesc la el. Întreb pe doamna, șefă de spital. Nu, oare n-are nici o reacă de remușcări deloc? loc? Ce, ce, ce situație o create în suroca? Câți medici sunt infectați din cauza ei și din cauza autorităților care n-au întreprins măsuri atunci când s-a spus și s-a comunicat? Când domnul Vadim Șterbate le-a întrebat și care e situația și doamna o a af afirmat sus și tare că e bine tot, că doar doi medici de la salvare sunt infectați și atâta tot. Oare ei nu e rușine! Și-o făcut, și-o și -o, și -o vărât, e în surocă, o, o infectat, o, o îmbolnăvit jumătate de sorocă și-o scoate lumea din minți, fără nici o, o, un pic de rușini. Cum ne lasă? Cum să gândesc că o să stăm noi 14 zile fără să ne spălăm aici? Eu nu, ne, nu înțeleg. Noi ne-am dus într-o stare bună de acasă. Soțul a prezentat doar dimineața febră. Febra a trecut. Noi ne-am simțit aceste patru zile cât am așteptat testele foarte bine. N-am primit niciun preparat medicamentos. Starea ni s-a agravat atunci când am început a primi pastilele. De ce nu ne nu a venit niciun medic să ne preîntâmpine înainte de a primi aceste pastile? Că noi putem să avem reacții adverse. Că iată care pot fi ele, aceste reacții adverse. Când caz de ceva, de ce nu a fost instruit personalul medical ce să ne administreze? De ce personalul medical nu comunică cu medicul? De ce noi nu știm numele medicului care pe noi ne curează? Oameni... Vă rog pe toți dacă priviți acest video să-l distribuiți și sper că doamna ministră o să fac tot posibilul să știe situația reală.